Bună și bine v-am regăsit! Bine ați revenit pe acest canal Parfumat! Povestim astăzi despre parfumurile pe care le-am purtat săptămâna trecută, dar și despre parfumurile noi de pe Dubai Collection, pe care voi le-ați văzut deja într-un video. Am revenit cu impresii, pentru că am și purtat dintre ele, am și testat, am analizat și o să vorbim despre ele. O să încep cu parfumurile pe care le-am purtat săptămâna trecută. Am și consumat un parfum și este vorba despre acest parfum de la Montblanc. Scuzați. Montblanc Signature este un parfum cremos, lactonic, miroase ca o cremă albă, o cremă cu lapte. Și după cum vedeți, în această sticlă nu se vede nimic. Este o sticlă opacă și nu mi-am dat seama că am consumat atât parfum și când l-am folosit acum mi-am dat seama că l-am consumat. O să recumpăr acest parfum, nu acum, dar la un moment dat o să mi-l cumpăr în varianta de 50 de ml, pentru că este un parfum care mi-e place foarte mult. Este și vanilat, este și dulceag, este și cremos, este lactonic și foarte relaxant. Mă duce cu gândul la o rochie albă și la o cremă albă cu lapte. Deci am primit și complimente la parfumul acesta. Cu siguranță o să îl recumpăr. Eu v-am mai povestit despre el. Un alt parfum pe care l-am purtat foarte mult în această vară este acest Dolce Roma 21 de la L'Occerbère Milano. Nu vă povestesc prea multe despre el pentru că nu-l găsiți, dar este în zona lui Creed Aventus, varianta unisex. Este un parfum exploziv, cu niște fructe suculente și proaspete în deschidere, cu bergamot, miroase a lămâia, fructe, pur și simplu îți lasă apă în gură și îmi place foarte mult. Are o bază muscată, vanilată, ambrată, dar nu este un parfum foarte dulce. Per total este un parfum proaspăt, dar are personalitate. Deci anul acesta v-am mai spus eu că nu prea am purtat parfumurile astea citrice, alegoriile, nu prea am mers în zona asta. Acesta a fost perfect pentru mine când am vrut ceva proaspăt. Pentru că este și puternic, este și proaspăt, este și persistent și m-am bucurat tare mult de el. Îmi pare rău că nu-l găsiți, așa că nu o să insist prea mult. Într-una din zile am purtat această combinație. Este vorba despre Vanilla Candy Rock Sugar și Eden Sparkling Lychee. Avem aici o bombă. O bombă dulce și fructată, acesta este și vanilat și mult mai intens, acesta este fructat, tropical, de vară, dulce. Cum să vă spun că miros ambele? O combinație bombă. Pot să zic că îmi plac mai mult împreună decât separat și asta pentru că mi se par destul de simpluți, adică nu mi se par două parfumuri complexe, dar sunt frumoase, nu pot să zic nu. Și cumva împreună fac o treabă mai bună pentru că e un parfum mai complex, să zic așa. Oricum, mie îmi plac parfumurile de la Kayali. Am vrut să-mi iau clona după Eden Sparkling Lychee. Eu v-am zis că nu mi-aș cumpăra varianta full size la acest Vanilla Candy Rock Sugar pentru că am label și label de parfum și n-are rost. La acesta mi-aș fi luat, nu aș da banii pe full size, dar mi-aș fi luat clona de pe Dubai Collection, însă mi-am dat seama că nu e un parfum de care să-mi fie atât de dor, adică dacă l-am pe acesta și o să-l consum, mi se pare un parfum de vară, destul de simplu, fructat. Eu v-am spus că pentru mine e mai nostalgic așa, adică miroase a ceva ce mi-amintește de copilărie, are și o notă care mă duce cu gândul la guava, e frumos, dar nu e nimic complicat și dacă până la urmă o să consum asta și o să vreau aroma aceasta, o să-mi iau de pe Dubai Collection clona. Cam astea sunt planurile mele cu ele.
Un alt parfum pe care voi nu l-ați văzut până acum la mine este acest Missoni, în care am făcut baie cam în fiecare seară, pentru că este un parfum care nu persistă foarte mult, adică cam așa mi s-a părut mie, că a dispărut destul de repede de pe mine. Este vorba despre Missoni Eau de Parfum. Este un parfum cu o deschidere citrică, fructată, se simt și flori, avem iasomie și o bază de santal și tonka și ambroxan. Nu prea am simțit baza, adică, nu știu, pentru mine este un citric floral, cam așa se simte, îmi place foarte mult, este o deschidere suculentă și proaspătă, dar are o aromă deosebită în deschidere, dar trece destul de repede, nu știu, avem și mahonial, nu știu. Are ceva special parfumul acesta și are și un preț ok, dar nu pot să zic că este un parfum de zi cu zi. Este perfect pentru un parfum de zi cu zi, de vară, primăvară-vară, este proaspăt, este citric, este floral și are ceva deosebit, are o aromă plăcută, plăcută. O să-l mai folosesc și o să fiu mai atentă la el, pentru că nu pot să zic că l-am simțit prea mult timp pe mine. Este și foarte cald, nici nu știu ce să zic, dar are o aromă. Are ceva deosebit parfumul acesta, să știți. Și sticla este superbisima, este foarte frumoasă. Un alt parfum pe care l-am purtat este Chanel Gabriel Essence. Este un parfum care miroase a eleganță și a bogăție. Îmi place foarte mult și sticla. Da, are și un iz mai de vechi așa, dar totodată mi se pare foarte proaspăt, feminin, elegant. Bogăție, după cum vă spuneam. Are și fructe și flori și o bază moscată cu lemn de santal și vanilie. Este și dulceag. Mie îmi place foarte mult parfumul acesta și mi se pare super, super, super elegant. Nu-l port eu foarte des, dar am simțit nevoia să port un astfel de parfum și chiar îl port cu mare plăcere. Și haideți să trecem și la parfumurile arabești, pentru că pe unele le-am purtat, pe unele le-am analizat. Și o să încep cu acesta. Până la urmă, parfumul acesta este preferatul meu dintre cele pe care le-ați văzut în haul-ul Dubai Collection, în noutățile de pe Dubai Collection. Este Rua, este un parfum inspirat de Lina Exclusiv și miroase extraordinar de bine. Deci, în perioada rece, eu o să port parfumul acesta des, pentru că vreau să mă bucur de el. Îmi place foarte, foarte, foarte mult. Este un trandafir mieros cu ud. Trandafir cu ud, dar o combinație dulce, mieroasă. Este foarte frumos, mi se pare super sexy, mi se pare elegant, mi se pare feminin, este dulce, este misterios și mai matur decât Delina, decât clonele de Delina, ca să nu vorbim aici că nu am Delina în colecție, deși l-am testat. Deci dacă pe Delina îl văd așa mai, sau clonele, mă rog, aroma aceea o văd ceva mai proaspătă, mai girly, acesta mi se pare mai sexy, mai matur, mai de seară, misterios, deci este foarte frumos Rua și mă duce cu gândul și la Rose Wood de la Jo Malone, în zona aia, pentru că și acela a fost, am avut uleiul, nu este la fel, dar mă rog, în zona asta, și pe acela l-am văzut. Total diferit de alte combinații de trandafir și ud, tot la fel, foarte dulce și foarte mieros. Vă super recomand Rua, chiar dacă nu sunteți nebunite după trandafir. Mie mi se pare că aici predomină o aromă dulce. Este și trandafirul acolo, dar parcă e cumva o dulceață.
cu udul acela, deci îmi place foarte mult. Aveți posibilitatea să cumpărați mostre de pe Dubai Collection, deci puteți să-l testați, se așează foarte frumos. Oricum am simțit la toate o schimbare, dar acesta este delicios, este delicios, este foarte, foarte feminin și foarte sexy, foarte frumos. Vă recomand parfumul acesta, v-am spus că este preferatul meu din acel haul. Și poate că vă așteptați să fie Baina Lasrar preferatul meu, dar uite că nu este chiar așa. Vreau să caut un blotter, pentru că nu prea știu să-l descriu pe acesta. Caut un blotter. Aș vrea să testez originalul. Poate acolo pot să simt ceva ce pot să explic. Este o aromă pe care eu nu pot să o explic. Am testat și parfumul inspirat de Guidance de la Zara și nici despre acela nu pot să spun că acela este mult mai slab, apropo, și mult mai puțin cremos, este mai fresh, este mai light decât Baina Lasrar, deci îmi place mai mult acesta. Îl port cu plăcere, încă am nevoie să îl reaplic pe timpul zilei. Îl mai las să se mai așeze, adică nu sunt nemulțumită de el sau de aroma lui sau de persistența lui. Da, am întrerupt puțin, mi se pare greu de explicat și de înțeles. Adică nu am o explicație pentru asta. O să dau pe un alt blotter pentru că l-am pierdut pe celălalt, mi-a căzut. Eu încă simt alune în parfumul acesta. Este o aromă cremoasă, pudrată și o pudră de alune. Mai mult de atât, nu pot să pun mâna pe flori, nu pot să pun mâna pe altceva. Nici izul acesta de alune nu pot să zic că este foarte bine definit. N-am vrut să mă pronunț pentru că am vrut să-l las să se așeze, dar nu este ceva de cumpărat blind. Nu este ceva de... nu știu... nici nu știu dacă e feminin, dacă e cam nedefinit, să zic așa, nu știu dacă zic bine, dar eu vreau neapărat să testez Guidance, să pot să înțeleg parfumul, să pot să înțeleg ce vrea să spună parfumul acesta, Baina Lasrar. Deci nu, momentan nu pot să zic. Hype-ul mi se pare foarte mare pentru el, sincer, nu este atât de extraordinar precum vedeți pe internet, pentru că toată lumea l-a vrut și chiar și eu îl așteptam cu mare plăcere și chiar sunt curioasă dacă este atât de minunat Guidance. Deci toată lumea vorbește despre Guidance, toată lumea vrea și iubește parfumul acesta și sincer ați văzut că eu sunt foarte mulțumită de clona de la Kayali, Hair Pistachio. Sunt foarte mulțumită și mi se pare că seamănă foarte bine. Dacă și Guidance este atât de de necitit, de neînțeles, de nedefinit, mă mulțumesc și cu clona și chiar nu văd să fie un parfum pe care eu să-l port așa cu mare plăcere, pentru că nu-l înțeleg. V-am spus să nu vă grăbiți să cumpărați blind, pentru că eu... V-am făcut o prezentare a parfumurilor, v-am spus în unboxing ce simt, am vrut să le las să se așeze, să nu mă pronunț și să vorbesc ca aberații, să vă spun despre parfumuri că sunt wow, ce-i drept acesta m-a impresionat la primul nas, pentru că eu n-am mai simțit aroma asta niciodată și este o aromă de alune, o pudră de alune cu o bază cremoasă, dar purtat nu pot să-l înțeleg. Punct. Testați-l pentru că găsiți pe Dubai Collection, găsiți mostre, să nu dați banii degeaba. L-am și folosit destul de mult pentru că l-am tot purtat, l-am tot reaplicat, că nu pot să zic că ține toată ziua. E moderat așa din toate punctele de vedere. Este destul de intens față de cel de la Zara, nu se compară, este mult mai bun acesta. Dar eu nu pot să-l înțeleg. Nu pot. O să mai povestim despre el, dar cam asta pot să zic acum. Un alt parfum
De această dată unul care nu mi se potrivește deloc, deși îl apreciez. Este un parfum puternic, este un parfum complet și complex, așa cum am spus în clipul, în unboxing, îl văd la fel. Îmi place foarte mult deschiderea, de asta mi-a și plăcut foarte mult la primul nas, dar nu-mi place cum se dezvoltă pe mine. Deschiderea este proaspătă, este suculentă, este fructată, se simte o aromă de mango, dar și poate un mango necopt, dar se dezvoltă, cum să zic, cumva simt ceva, nu știu dacă știți voi, izul medicamentos pe care îl simțiți la Baccarat Rouge, și aici simt ceva în zona aia. Poate să fie un ambroxan. Este un parfum foarte puternic, foarte puternic. Mi se pare că se duce înspre masculin, sincer, după ce se usucă. Și da, sticla este foarte frumoasă, testați-l, chiar vă recomand să-l testați. Dar nu este un parfum rău, este un parfum foarte puternic, persistent, dar v-am spus, în uscare mi se pare că se duce, l-aș vedea mai degrabă vara pe un bărbat, așa că o să plece înspre băieții mei. Eu nu pot să îl port, nu mi se potrivește, oricum mie îmi plac parfumurile ceva mai feminine. Și haide să vorbim puțin și despre Red Passion, care mi se pare un parfum perfect de zi cu zi, foarte frumos este parfumul acesta, nu este un parfum foarte, foarte puternic, e moderat, dar mi se pare un parfum de purtat vara, de zi cu zi. Are o aromă de fructe roșii foarte plăcută, e drăguț parfumul acesta, nu este foarte puternic, dar e frumos și are și un preț mic, miroase a fructe roșii și v-am mai spus eu că mă duce în zona aia de Si Passione, pantoful roșu de la Carolina Herrera, în zona aia de miros. Este și proaspăt și dulce, chiar este un parfum foarte frumos. Un altul este acest aurit Her Dynasty, despre care v-am spus eu în unboxing că este un parfum floral proaspăt și să știți că acesta s-a așezat foarte, foarte, foarte frumos. Este un parfum proaspăt și floral și este inspirat de Gucci Guilty. O să vă arăt Gucci Guilty pe care îl am și eu și este discontinuat. Acum eu nu știu varianta mai nouă, cu acesta seamănă. Se simte liliacul foarte frumos. Chiar îmi place. Nu este chiar 100% eu, pentru că eu mă îndrept mai mult înspre parfumurile dulci, dar îl am în colecție pe Gucci Guilty. Și miroase foarte bine parfumul inspirat din acesta, pentru că este un floral, elegant, proaspăt și miroase a liliac. Are aici notele. Da, dacă ați avut Gucci Guilty, să știți că Her Dynasty este în zona aia. Miroase liliac, este proaspăt, mă rog. Și ultimul parfum despre care vorbim este Juicy Melange. Vedeți ce sticlă veselă și frumoasă are, la fel este și parfumul. Și parfumul deja mi l-a luat fetița mea, i l-am dat cu mare drag, pentru că, sincer să fiu, se potrivește mai bine unei fete. Mi se pare foarte ok de făcut cadou, pentru că este colorat, este frumos și cutia și sticla. Nu este un parfum matur, este un parfum fructat, tineresc, copilăresc, dar frumos, dar frumos, și pe care l-aș purta și eu din când în când și o să-l port din când în când. Dacă ți-ai băgat nasul prin multe parfumuri grele, de nișă, mai ciudate, și ai în colecție o grămadă de parfumuri, nu știu, gurmande, dar pentru adulți, să zic așa, cu siguranță acesta nu o să te dea pe spate, dar dacă vrei să faci un cadou unei fetițe, unei fete tinere, cu siguranță este un succes. Este foarte frumos. Un parfum dulce, fructat, mie miroase a coacăze și a căpșună
și cu ceva aromatic în deschidere, apoi se îndulcește, dispare acea parte aromatică și se simte un fructat vanilat. E frumos! Ei bine, cam atât pentru astăzi. Sper că v-a plăcut clipul acesta. Sunt curioasă dacă ați testat dintre aceste parfumuri și ce părere aveți, dacă sunteți sau nu de acord cu mine. Nu uitați să vă abonați dacă nu ați făcut-o încă, să lăsați un like, să împărtășiți cu prietenii voștri pentru că mă ajută tare mult, să-mi lăsați emoticoane în cazul în care nu aveți timp sau chef să comentați și dacă vreți să deveniți membri, să intrați în această comunitate, să știți că am acolo o serie de discuții parfumate și o să încerc să postez cât de des se poate și de câte ori am ceva să vă transmit. Noi ne vedem în curând cu un video nou. V-am pupat! Pa, pa!